Încă o dată o seară specială în casă. Mi-au plăcut concurenții. Aici avem 6 concurenți, stau la masă, mănâncă. Au cerut o melodie, iar cei din staff le-au pus-o și au început să cânte, să danseze. Aici, în casa fetelor, Roberto a gătit o ciorbă, iar mamele sunt vopsite de către Vlăduț. Am văzut că a vopsit-o și pe Cătălina, a vopsit și mamele. Cumva se pregătesc de Paște. Eu știu că încă de ieri vorbea Cătălina cu Vlăduț despre faptul că mamele vor să fie vopsite și Vlăduț s-a oferit să le ajute. Spunea Cătălina că să ajute și el pe cine poate, gen că așa cam toate ar fi vrut să se vopsească. Chiar o seară frumoasă!